priviți să vă ridicați, vă mai și dezmorțiți puțin. Citesc trei versete din Eclesiastru, capitolul 4, versetul 9. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul să ridice. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt binecuvântat și onorat de Dumnezeu în același timp să fiu în această zi, la această zi de sărbătoare, din cadrul celor două familii, familia Todean și familia Lup, și spun și eu pentru cei doi miri, în mod special, Florin și Corina, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Noi am tot glumit cu Florin, l-am tot dojenit unii dintre noi care am fost mai aproape, până și unul dintre frații păstori astăzi, văzându-l că intră cu mireasa, a zis, până și Florin se zoară. Și aceasta este o binecuvântare și o bucurie în același timp, când copiii noștri sunt împliniți și în felul acesta, și să spunem încă o dată pentru Florin și pentru Corina, Domnul să-i binecuvinteze. Acum nu mă îndoiesc că în familia Lupa a fost bine, nu știm detalii, nu cunosc detalii, dar dacă vrem să aflăm, acum avem posibilitate, nu-i cazul. Nu mă îndoiesc că și în familia Todean a fost bine, fapt pentru care a fost bine, lăudat să fie Domnul. Și când e bine, nu te grăbești la un mai bine, că e bine cum e. Dar de astăzi dorim pentru Florin și pentru Corina să fie mai bine. Credeți că se poate mai bine? Bineînțeles. Și bucuria noastră a părinților și bucuria dumneavoastră și a bisericii este ca cei care se căsătoresc să o ducă tot mai bine. De aceea, Florin și Corina, vă doresc din toată inima în casa voastră pe care o întemeiați astăzi să fie mai bine. Doriți și voi? Dumnezeu să-i binecuvinteze. Va fi mai bine și vreau să spun câteva adevăruri din Scriptură în această zi. În primul rând, va fi mai bine, mi-am notat să vă spun, dacă în casa voastră va fi armonizare. Armonizare înseamnă, în primul rând, să vă armonizați vocile. Fratele spunea, doar trebuia să vorbesc, să vă dați seama de unde sunt. De unde? Păi pentru că este bănățean și poate vorbi înspre o zonă, spre zona respectivă, cu un dialect. Acum, Corina nu vorbește doar bănățeană, vorbește și germană. Cu siguranță. Așa una din asta austriacă, pe care unii o înțeleg mai greu, care nu a fost prin zonă, și va trebui, Corina, să-ți armonizezi vocea, să te mai înțeleagă și el. Foarte important. Pentru că până la urmă fiecare vine cu vocea lui, fiecare vine cu povestea lui și mai ales atunci când te socotești așa mai autoritar, mai împlinit, mai cu vârsta așezată, spui, Doamne, trebuie să fiu ascultat. Dar în casa voastră poate fi mai bine dacă vă armonizați vocile. Și ascultați-mă, în primul rând să vă armonizați vocile la rugăciune împreună. Nu știu dacă l-ai auzit cum se roagă. Deci nu vreau să vă pun într-o postură să roșiți tare. Dar e bine să vă rugați împreună. Dumneavoastră să vă rugați cu soțiile dumneavoastră. Ne rugăm în familie cu cei ai noștri. Îi auzim cum se roagă. Ne armonizăm vocile la rugăciune? Sau doar atunci când trebuie să reglăm anumite lucruri, ne armonizăm vocile? Cât de important este să ne rugăm împreună? Cât de important este să știm să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu să se implice în familiile noastre. Mă rog pentru toți soții și pentru toate soțiile, împreună cu familia mea, Doamne, ajută-ne să avem armonizate vocile împreună, la rugăciune. Manoah, într-un context diferit de cel al căsătoriei, a primit un mesaj din partea lui Dumnezeu prin soția lui și veți citi în cuvântul Domnului Judecător, capitolul 13, la versetul 8, că s-au pus la rugăciune. Și a spus, Doamne, fă să mai vină încă o dată la noi, trimisul Tău, omului Dumnezeu, să ne învețe, să ne spună.
E nevoie, oameni buni, să ne învețe Dumnezeu, să-L întrebăm pe Dumnezeu, să-L consultăm pe Dumnezeu. Pentru că viața de familie, așa cum mulți știți, are și încercări, are și frământări, are întrebări fără răspunsuri. Și cel care știe cel mai bine este Dumnezeu. Și spunem din toată inima, lăudat să fie Dumnezeul nostru. Regret că marele Iov, pe care, și despre care vorbim atât de mult din Scriptură, din anumite experiențe ale răbdării, ale durerii, regret că nu prea a reușit să-și sincronizeze vocea cu soția lui. Și când toate le-a pierdut, și când nimic nu mai avea, și nici sănătate nu mai avea, și când a venit doamna Iov să-l viziteze, Biblia spune, se pare că avea o altă voce, un alt ton, un alt limbaj. Și văzându-și soțul în situația în care era, încurajarea ei a fost: tu rămâi tare în neprihănirea ta. O neprihănire cu care ea n-a avut niciodată de-a face, n-a înțeles-o niciodată, i-a înțeles alte lucruri, a avut alte aspirații, a avut probabil alte preocupări în relația lor. Dar neprihănirea asta nu o înțeleg și nu e a mea, este a ta. Blastă-mă-L pe Dumnezeu și vei muri. Dar și în situația aceasta, omului Dumnezeu a rămas, tot omului Dumnezeu a rămas în picioare și l-a binecuvântat pe Domnul. Să ne armonizăm vocile. Vocile la cântare. Nu știu, zicea frate despre un dar, nu știu ce dar are. Cântă? Am văzut că și tu mai cânti pe aici, pe la cor. Bă, să cântați împreună. Dar numai la biserică, că unii numai la biserică cântă. Și ar cânta, nu-i mai poți opri. Unii ar predica numai la biserică, nu la dumneavoastră, la noi, dar acasă niciodată. Unii ar s-ar ruga numai la biserică, se acopere pe toți, ei, dar acasă nu se roagă niciodată. Armonizați-vă cântarea, rugăciunea. Citiți între voi împreună psalm, citiți cuvântul lui Dumnezeu împreună, slujiți-L pe Dumnezeu și să fie o armonizare în viața voastră a vocilor și să spunem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Va fi mai bine în al doilea rând dacă în familia voastră va fi apreciere. Florin, i-ai spus că e frumoasă? Băi, i-ai spus? Băi, sigur, trebuie să-i spui. Că și mie mai îmi zice nevastă-mea câteodată, nu foarte des, dar mă bucur. Îmi place, Domnul. Eu chiar o cred pe cuvânt că-s frumos. Acum, mă rog, cât îs? Știți că unul a avut așa o problemă și, până la urmă, în ultimă instanță vin păstorii, că noi suntem ultimii care află. Că mereu suntem condamnați că nu rezolvă. Cum se rezolvă? Că noi suntem ca și medici aia, când ajunge ceva, noi metastază. Nu-l mai rezolvă. Ce să rezolvă? Să-i spui că mai are 3 săptămâni. Și în astfel de situație sunt foarte mulți slujitori puși. Unul frate a ajuns într-o familie și supărări. O vorbi cu unul, cu altul, așa separat. Și dumneai, sora era așa de supărat, motivată. O zis, dom'le, gândiți-vă că suntem căsătorit de aproape 10 ani și ăsta nu mi-a spus niciodată că mă iubești. Bă, păi asta e șocant. Noi le spunem să ducă flori, să acum nici eu nu sunt foarte mult cu florile, dar în sfârșit. Unii sunt și foarte bine, să atenți. L-a chemat deoparte păstorul și a zis, bă, frate, mă, dar uite ce spune soția ta, s-ar putea să nu fie adevărat, bine ar fi să nu fie. Zice că de nu știu câți ani sunteți împreună și tu nu i-ai spus nici măcar o dată că o iubești. Și omul s-a uitat așa, serios, și a zis, frate, eu când m-am căsătorit i-am spus că o iubesc. Și așa rămâne. Dacă se schimbă, o anunț. Nu, ea are nevoie de apreciere. Ea are nevoie de cuvinte de apreciere. Trebuie să vă apreciați unul pe celălalt. E foarte important. În familia voastră, ca să fie mai bine să vă știți aprecia, ca să fie mai bine să vă știți spune cuvinte frumoase. Până la urmă, la Biblie scrie despre dezmierdări și nu le văd greșite între soț și soție, oameni buni. Că unii sunt așa de robu. O să iei măcar de mână, că mă duc la anunță să salut o jumătate de metru. Noi nu avem voie. Nu, nu aveți voie, e bine. Să ai cuvinte frumoase, cuvinte de apreciere. Bărbatul acela pentru femeie, și știți foarte bine, pentru femeia aceea din Proverbe 31, când ei aveau copii, aveau familie, nu știu dacă n-aveau și nepoți, că copiii s-au ridicat și au zis, mamă, tu ești fericită, frumos. Poate datorită relației cu tata, tu ești fericită. Și se ridică și bărbatul ei. Și omul acesta transmite acele cuvinte extraordinare de apreciere, măcar din când în când, după ce mergem de la câte o astfel de căsătorie, să mai fim și noi așa mai deschiși și să avem puterea să o spun. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu? Tu le treci pe toate. Tu nu știi face ca și cu tare. Tu nu știi să faci supă ca și mama, tu nu știi să faci cu tare. Nu, nu astfel de... Să știi să apreciezi.
Nu știu cum a face supa, să o fac. Tu mâncă cu mâini. Să zic că e foarte bună. Că se bucură. Și data viitoare o face mai bună. Așa, una numai nu ieșea supa și ăsta tot timpul era supărat. Zice, domnule, tu nu o faci niciodată ca mama. Și odată s-a întâmplat că femeia a uitat cratița pe sobă și s-a fumat un pic. Ea necăjită, când i-a pus să mănânce, mă zice, asta e ca la mama. Nu, acum ai nimerit-o. Să ai puterea să apreciezi. Să ai puterea să știi și să-i spui că este de valoare, că face lucrurile bine. Da. Pentru că tot timpul suntem sau putem fi mofturoși, nemulțumiți. Știți că Ana era înțepată de Penina și tot timpul era așa o nemulțumire, o frământare. Când toți se bucurau la Silo, ea era plângea și era apăsată. Și ca să o mângâie, îmi place de Elcana, undeva prin 1 Samuel, capitolul 1, se apropie de soția lui și spune, de ce plângi? Nu prețuiesc eu mai mult decât 10 fii pentru tine? Nu sunt eu o valoare pentru tine? Nu te apreciez eu? Nu sunt omul care sunt aici să te apreciez? Apreciază-ți soția, apreciază-l soțul. Fii gata să vorbești despre calitățile lui, despre calitățile ei. Că, în general, toate se subînțeleg la noi, știți? Doar o știe ea. Doar vede ea că, da, vede el. Fii capabil, nu să faci termeni de comparație cu alții, cu altele, ci să dai, să ai cuvinte frumoase, cuvinte care să îi liniștească sufletul, să se simtă bine lângă tine, să fie apreciat. Florine, nu fie zgârcit. Apreciază-l. Corina, apreciază-l. Spuneți-vă cuvinte frumoase. Vorbiți despre calitățile voastre. Vorbiți despre ceea ce v-a pus Dumnezeu în voi. Vorbiți despre bucuria de a fi împreună, de a vă simți bine împreună. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. 3. Va fi mai bine la voi dacă la voi în familie va fi acceptare. Important asta. Ia uite-le. Ai putea să-i spui îngerașul meu, dar să știi că nu e înger. Nu e înger. Florin nu este un înger. Corina nu este un înger. Zic cum vrei tu. Eu am mai spus asta pe la nu. Mă mir, eu am 6 căsătorit. Mă mir de unde le mai scot. Hani, iubi, drago, nu știu. Mă zic, numai să vă țină, tare fai vorbiți. Mă, să aibă asta continuitate. Că dacă e numai așa de fațadă, nu-i mare lucru. Dar înțelege astăzi, nu te căsătorești cu un arhanghel, nu te căsătorești cu un înger, te căsătorești cu o persoană care are calități și are slăbiciune. Da. Nu le-ați văzut slăbiciune la Florin, că au avut el grijă să nu le vedeți. Doar fiecare când se însoară, toate astea le maschează. Și în fetele la fel. Cine vorbește despre defecte? Cine vorbește? Cine vorbește despre minusuri? Nimeni. Toți vorbesc numai despre calități și afișează numai calități. Dar în realitate avem și slăbiciuni. Acum nu-i luminiți aici, dacă ar fi tot așa, ar spune lucrul ăsta, după ce ne-am căsătorit, au trecut ceva ani, peste 35 prin harul Domnului, după vreun an de zile i-am spus la Lumiță, îmi pare rău, noi nu ne potrivim. Nu ne potrivim. Eu tot plec cu a treia de pe loc, cu ștraiful, bineînțeles, că n-aveam mașină, și tot cu piciorul pe frână. Pe asta nu funcționează, domnule, ce familie asta? Eu nu înțeleg cum va fi căsătoria noastră când noi suntem așa la doi poli opus. Eu tot plec în trombă și tu tot frânezi. Nu, no, du-te tu cu ștraiful întelecat, că nu merge. Dar nici mașina nu merge dacă scârțe, pe acolo tăte să încălzești. Nu funcționează. Și mie nu-mi place stilul ăsta. Te rog să fii mai activă și mai pornit așa. Trebuie să m-au băgat în seama, iată cu piciorul pe frână. Au trecut ani și Dumnezeu a început să mă cheme la slujire, să mai fiu prin comitetele biserici, o să mai fiu diacon, presbiter, apoi păstor. Dacă nu era frâna Lumița, eram prăbușit de mult. Câte râpi așteptau să mă duc și să mă prăpădesc. Ce bine să fie și frână. Ce bine să fie și oprire. Ce bine să fie cineva să te mai atenționeze real, să te mai echilibreze real și să poată să spună cu dragoste slăbiciunile.
Că în general oamenii ne tot împing pe fuștei, sus, 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 și apoi se bucură să te vadă pe partea altă în cap. Da. Dar cine te iubește cu adevărat, îți spune că ai și slăbiciuni, că ai și minusuri, că mai ai de corectat, că mai ai de îndreptat, că mai trebuie să te pocăiești. Nu te căsătorești cu un arhanghel, nu te căsătorești cu un înger, te căsătorești cu o persoană care are defecte. Și vei descoperi, Florin, și defecte la Corina, dar și calități pe care nu le cunoști. Vei descoperi și tu, Corina, și defecte și calități care nu le cunoști. Dar calitățile acelea sunt o valoare. O valoare pentru tine, o valoare pentru tine și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apreciați valoarea. Apreciați-vă unul pe altul ca o mare valoare și Domnul să vă ajute. Am o poveste, am spus-o cel puțin la deși de vreo 5 ori, poate de mai multe ori, o spun și acum repede. Cu mulți ani înainte, prin anii 95-96, veneam din Germania cu o mașină. Mă rog, cumpărasem pentru ceva o mașină atunci. Și pentru că am fost așa un om de încredere, cel puțin așa s-a părut, o persoană care lucrase mai mulți ani în zona Germania, nu avea acte, era greu atunci cu actele, m-a rugat să aduc o sumă de bani, vreo 17.000 de mărci, până în zona Bistrița. Am plecat din nordul Germaniei, dimineață tare, pe la vreo 3, mașina era încărcată, un Golf din ăla vechi, era cu două uși. Am ajuns la Passau, am băgat benzin, motorină în mașină, se făcuse deja vreo 9-10 dimineața, s-a încălzit. Eu aveam o geacă pe mine și banii am pus aici, am pus și două ace de siguranță, am tras fermoarul, m-am blindat așa foarte bine, să nu se întâmple ceva cu banii. Trebuia să-i duc la destinație. Și când să plec din Passau, a venit un tânăr la mine. Acum eu vorbesc german, așa cum vorbesc, dar l-am înțeles destul de bine. Și zic, domnule, sunt student aici la Passau, n-am cu ce merge acasă, sunt din Ungaria. Nu mă duce, spun, la graniță cu Ungaria. Era atunci cu spray-uri paralizante, mă rog, tot erau frământări. M-am tot frământat, ce să fac? Aveam câteva secunde să mă decid. Ușa era deschisă, scaunul era liber. Zic, ce ai în geantă? Păi eu deschis omul geantă, n-am. Ai spray paralizant? N-am. Urcă-te în mașină. S-a urcat în mașină. În vremea aceea nu era autobandă să ocolești Viena, pentru cei care își amintesc. S-a făcut deja amiază, am ajuns în Viena, cald. Noi aveam mașina condition. Stăteam pe la stopuri prin Viena, eu transpirat, îmi curgeau pe aici și roaiele. La un moment dat omul mă întreabă, vorbind de una alta, domnule, nu vă supărați, nu vii cald. Și eu tot țineam mâna așa, când o băgam pe asta, când mă plineam de față, mi-e cald. Păi domnule, dacă nu vii cald, dacă vii cald, de ce nu vă dezbrăcați de geaca aia? Mă, ce să răspund? Mă zic, nu mi-e așa de cald să mă dezbrac. Florine, aveam o valoare. Pentru mine, dacă aș fi pierdut valoarea aceea, era o nenorocire. Și perspectiva, și numele, și toate. O valoare pentru care trebuia să dau socoteală. Ascultă-mă bine. E sugestivă povestea asta. Să o cauți mereu, să fii acolo. Dacă nu e acolo, îi bai. Dacă nu e Florin acolo, e problemă mare. Dacă nu mai este acolo unde trebuie să fie, poate să fie în familie, poate să fie pe numele tău, poate să fie cu cine vrei, cu părinții, cu socri, cu copii, dacă nu e unde trebuie să fie, e o mare problemă, pentru că într-o zi vei da socoteală de valoarea aceea. Mă rog Dumnezeu să ne cerceteze, oameni buni. În casa voastră să fie acceptare. Și în ultimul rând, toate sunt cu A. Și în ultimul rând vreau să spun, va fi la voi mai bine și ne dorim din toată inima să fie mai bine dacă în casa voastră va fi armonie. Dacă armonizare, am spus că înseamnă ați așeza vocile, a le sincroniza împreună, armonie înseamnă a pune împreună părțile dintr-un întreg. Amândoi sunteți un întreg. Unul separat, sunteți doar o parte dintr-un întreg.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Pe oameni mâncând e un singur trup, atunci e o singură direcție, e o singură năzuință, e o singură gândire și, dacă vreți, sunt singurele principii. Și aș putea să extind gândul acesta, dar nu vreau. Dar în casa voastră să fie armonie, să vă așezați acele părți care sunt acum doar niște părți, să formeze un întreg și un întreg desăvârșit. Și citeam astăzi, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Pentru că împreună cu voi am vrea să fie întotdeauna Domnul Iisus. Întotdeauna să fie prezența lui Dumnezeu, să fie protecția lui Dumnezeu și să aveți grijă de relația aceasta, unul cu celălalt și amândoi cu Dumnezeu. Pentru că în lumea în care trăim, din nefericire, unii au impresia că pot și singuri, ei și Dumnezeu, fără soție, fără partenerul de viață, și trăim într-o vreme a confuziei, într-o vreme bulversată din toate punctele de vedere. Dar aici suntem în Biserica lui Iisus Hristos și aici primează principiile sfinte și cuvântul lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, dă biruință. Și familia aceasta se întemeiază pe baza cuvântului Dumnezeu, credem că la voia și la planul lui Dumnezeu și de aceea ne rugăm Dumnezeu să-i întărească. Să fie o unitate sfântă, să fie o unitate perfectă a celor două părți. Pentru că în societatea seculară în care trăim, putem trăi și fără soție, și fără soț, și cu prieteni, și cu parteneri, așa cum gândește lumea, dar înaintea lui Dumnezeu nu este posibil. Pentru că 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 11 spune, totuși în Domnul, nici bărbatul fără nevastă și nici femeia fără bărbat. Acolo suntem împreună, acolo suntem evaluați ca un întreg, acolo suntem evaluați atunci când ne așezăm părțile și le sincronizăm și există o unitate sfântă și o lipire după voia lui Dumnezeu. De aceea încă o dată mă rog Florin și Corina, Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă dea putere. La voi să fie mai bine. Și va fi mai bine, dar în casa voastră va fi armonizare, dacă în casa voastră va fi apreciere, dacă în casa voastră va fi acceptare și dacă în casa voastră va fi armonie. Dumnezeu să-i ajute. Și cei care ziceți lui Florin Flo, că e un nume generic printre prieteni, puteți să completați a doua parte a cuvântului Corina. Și funcționează. Ziceți-i Flo și ziceți-i și Florina. Că de astăzi înainte, el este și Florin și Florina. Ea este și Corina și Florin. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și pentru cei care sunt mai bine, sau la care este mai bine, și voi vreți, noi o să vreți să le fie mai bine, au harul ca într-o zi să fie la marea nuntă a Domnului Iisus Hristos, când Hristos va fi mire, noi vom fi mireasă și acolo pentru toți va fi mai bine. Doamne, adă ziua aceea și pregătește-ne și pentru atunci și călătoria voastră să sfârșească în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.